Dragi absolvenți, felicitări că sunteți promoția 2020. Ne pare rău că nu putem să fim toți împreună aici, în centrul de conferințe al Universității Politehnica din Timișoara și că sărbătorim online promoția 2020 și tocmai de aceea ne-am propus să vă arătăm cum ar fi arătat aici. În această sală, auditoriumul Universității Politehnica din Timișoara, de obicei studenții universității sunt primiți la început de an universitar, atunci când încep școala. Studenții de la învățământ la distanță și de la învățământ cu frecvență redusă vin aici în fiecare octombrie pentru a începe anul universitar, mai ales atunci când sunt anul întâi. Din păcate, acest lucru nu s-a mai putut întâmpla și la ceremonia de absolvire. Deci auditoriumul, o sală care era plină, tixită de studenți, de absolvenți, de părinți, de soții, de copii, de bunici în anumite cazuri și de prieteni, alături de profesorii politehnicii și de cei de la centrul de e-learning, nu mai este acum plină. Este goală, dar este plină de emoțiile noastre ale tuturor. Noi vom încerca să simulăm această sală în mediul online pentru ceremonia de absolvire a promoției 2020. Ceremonia de absolvire organizată de Centrul de e-learning în fiecare an presupunea de la acest pupitru ca cei mai buni studenți, cei mai buni absolvenți să-și rostească cuvântul, alături de decanii și de coordonatorii academici de la fiecare dintre specializările de la învățământ la distanță și de la învățământ cu frecvență redusă. Însemna totodată și primirea unui certificat care avea pe o parte numele fiecăruia și pe cealaltă parte lista tuturor studenților pe care le veți primi acum doar digital și a unei eșarfe inscripționată cu promoția 2020. Acestea sperăm să vi le putem înmâna atunci când veți veni să vă ridicați diploma de absolvire ca și student absolvent al Universității Politehnica din Timișoara, probabil în anul 2021. Ne pare foarte rău că nu putem să fim aici împreună cu toții, dar sunt convinsă că emoțiile voastre și emoțiile noastre ale tuturor în acest moment special al absolvirii se vor simți și în online și sperăm să fi avut amintiri frumoase, pozitive și o dorință de viață la sfârșit de an.